Am adus ceva bioric din lemn creț, să și vede aici pe lemn toate crețelile pe el, firilele, să vede pe el. Un aparat de suprahon, o goarnă de pionieri, limbă de abanos, cuie de abanos, cordar tomastic. Am adus o vioară bună. Cât timp îți ia să faci o astfel de vioară? E asta că dacă m-aș pune să facem la sculile care sunt acum, putem face într-o zi, dar făcând într-o zi nu o să iasă un lucru mai perfect. Îl facem în două sau trei zile și atunci iese ceva bun. Și unde le trimiți de obicei? Peste tot în lume? Peste tot în lume. În America, trimit în Turcie, în Italie, în Los Angeles. Nu e asta colț în lume să nu fii trimisă. Sau să nu trebuie. Și azi dimineața am dat vioară în Bratca, da. O venit după ea la 6:30 și m-am vândut-o la 8. Dar e foarte important că avem viorile acestea cu goarnă, care sunt specifice pentru Bihor. Păi specific pentru Bihor vioara cu goarnă și acum vezi că la noi nunțele se face cu vioară cu goarnă. Dacă n-ai vioară cu goarnă, deja bai zeta electronică, că tu pe drum nu poți merge cu zeta, că n-ai stații și scânte, dar cu vioara cu goarnă mergi și faci bani. Și muzicanții doar răspunde ei, nu eu, că îl întrebă, cu zeta ce faci? Păi o țin, zice, pe cui, dar cu goarna mă duc și fac bani, că mă sună, ba că-i zu, hai cântă mă leac, și că și fac bani. La noi specific Bihorului, cum e la Banat specific saxofonul, sau cum e la Cluj taragotul, fiecare zonă are, cum e la Moldova trompetele lor. Nu, așa e și la noi, tată, la noi vioara cu goarna, asta ne-o lăsat Dumnezeu, nu, asta, cine știe, dar e bine că putem și facem și putem duce tradiția mai înainte. Păi am adus fluiere, am adus cavale, am adus tilingi, am adus o tobă deosebită care l-am făcut în urmă cu jumătate de an, o altă tobiță mai mică, o căruță mică și o covată, niște tulnice în spate. În special instrumente de suflat, nu? În special instrumente muzicale. Le faci tu, le confecționezi, da, tu? Da, eu le confecționez din lemn de alun. Și am venit aici cu ouă încondiate, cu ouă de prepiliță, cu ouă de găină, cu ouă de rață, încondiate în distruț, încondiate în relief, batic, cum au mai scos unele doamne. În primul rând trebuie să golim ou de conținut, spălat de mai multe ori, uscat, ceara nu se împacă cu apa, și ceara încălzită, colorată pentru cele în relief. Astea tradiționale se pun în baie de vopsea, cu culori galben, roșu, verde, albastru, și cum negru. Faceți modelele acestea pe el? Pe ou? Cum facem un desen, le știm din cap. Sau mai furăm modele sau mai inventăm modele. Și cam ce motive aveți așa pe ele? Păi avem cărarea rătăcită, steaua, crucea, bisericuța. Așa. De ce motive religioase în mare parte? Uite, bisericuța asta, cam puțin eu am așa, dar cârligul ciobanului, o năframă. Nu e niciun secret. La noi se folosesc în perioada sărbătorilor de iarnă. Bine, se folosea înainte vreme, era tot felul de moș. Moșul de primăvară, moșul de vară, moșul de iarnă. Vezi, Doamne, cu alungarea spiritilor de pe pășuni, s-a atâtea povești cu măști. Practic, masca este precreștină, e păgână. La noi, în Madame Mureș, de sărbătorile de iarnă, este un teatru popular exprimat, e teatru de țară. Masca este o creație liberă, nu a făcut nimeni un tipar al măștii. Fiecare cam cum mi-a tunat în cap. Uneori în partea Moldovei sunt mult mai colorate, mult mai pestrițe. A mele e un concept personal, nu am copiat-o de nicăieri, nu e... cam așa am gândit-o, dacă vă uitați bine, au o personalitate aparte față de toate măștile care există. Practic, inspirația, dacă mă uit bine, am atâta inspirație și nu e
Și din ce le faceți? Tot materialul este numai material natural. Oblezarul, partea din față, eu îl fac din pânură. Materialul de pânură de țară, din care se fac sumanile la noi. Nasul, bunor, îl fac din pânură de la cioareci, de la pantalonii de iarnă. Iar e material natural, țesut în război, nu-i nimic de comerț. Coarnele bebece. Și materiale naturale, se poate curăța, adică se poate spăla la un timp, din când în când eu recomand să-i se facă, cum zic domnarii, o mică răcoare, așa, să o scoată la soare, la plajă, ca să nu vie muierea italienilor, s-o pape, s-o papă, știți cum o cheamă muierea italienilor, Nostra Molia. Lor le papă și banii și inimuca. Și mie îmi papă masca, dacă nu am grijă de ea. Numele meu e Ilinca Alexandru, din comuna Orle, județul Vâlcea. Eu, ca de fiecare dată, sunt invitat și particip la acest eveniment. Reprezint portul popular românesc din zona noastră, prin îmbrăcăminte și înfățișare, și aduc o mică colecție cu opinși vechi, care sunt din zona Olteniei. Cât de vechi sunt? Păi am unele de 140 de ani. Acelea de 140 de ani sunt din zona Horezu, satul Iprimej. Am și o pincă din tablă pe care o purta fierarul. Cred că le-a și filmat acolo. Și din piele de porc care le-a purtat bunica mea, am și o pincă care am purtat-o când eram copil. Am multe, acasă am în jur de 100 de opinci, nu că nu mai sunt perechele, s-au pierdut între timp, dar sunt opinci. Fiecare are povestea ei, are pentru cunoscători, cultură, istorie, are așa. Acum, în momentul ăsta, uite, lucrez la o căciulă. Eu, pe lângă faptul că lucrez opinci, știu să lucrez și căciul. Căciula e din piele de miel de astrahan. E rasa astrahan, ăștia se numește și căciula astrahan. Un șofer pătire, el nu numai în tot țară, el merge prin toată Europa și a spus așa că a fost și în Europa, în Asia și în mai multe locuri, argila asta albă n-a văzut-o nicăieri numai în Filipine. Atât. Și în Bihor? Și în Bihor aici. Și cum le faceți? Că mulți vin la noi, că ce facem, cu ce glazură dăm pe ea, că e așa albă. Nu se poate, nu-și dau oamenii seama că în pământ e așa, e argila. O scot din pământ, o prelucrez și o fac. Și cât durează să faceți o astfel de... Depinde, după mărime. Încă nu, adică un meseriaș care e expert în asta, în meserie, păi ăla, zicem așa, în 10 minute face un vas din asta. Și la roată sau cum lucrați? La roată. De exemplu, un ucior din asta, nu-i făcută dintr-o bucată. E făcută din segment. Odată, prima bucată e ea ce-i găurit acolo, vedeți-o? Da. Aia e înăuntru. Ăla se cheamă sâta. După aceea, gura și gâtul. De aici și până aici. Și atunci, cât lut mai rămâne pe roată, că nu îl dă, și se taie segmenții. Și atunci eu îl trag de la fundul oalei până la, zicem, până la jumătate. Și atunci ceea ce am tăiat jos, o lipesc înapoi. Aia nu-i voie să vadă că... Și îl punem la uscat și apoi mânerul e o altă bucată. Raul Bocșe mă numesc, din Lehecen, Bihor. Am adus ceramică de leheceni, utilitară, tradițională, așa cum făcea bunicul meu, ulcioare,
pentru apă, astăzi de copii cumva, un cior mare din care se bea pe țâță, apa vine pe aici, prin canalul ăsta și înăuntru are două biluțe de lut care se dau prin cenușă când se face la roată și curăță, are rolul să curețe interiorul urciorului. Am oale de lapte în care se pune lapte la prins. Cu margeluțe, adică cu zgărduțe, cu cămăși de bihor, cu labreu, cu zadii, cu straițe, cu straițe, cu prosoape, exact. Cât de important e să nu se piardă tradiția? Foarte important, foarte important. Pentru că se duce mai departe simbolurile care ne reprezintă ca zonă, în primul rând, și lăsăm tradiția să trăiască pentru viitorii noștri copii. Ar fi bine să purtăm astfel de toate vestimentații. Toate cămășile populare au simboluri care oferă protecție. Unele sunt dinainte de creștinism, altele sunt creștine, cruci, prescuri și așa mai departe. Și asigură bunăstare, protecție, bunăstarea celui care o poartă. Fertilitate, îți conferă energie. Vă ajută și să lucrați, așa că bănuiesc că nu vă mai gândiți la alte lucruri. Vă concentrați pe ele. Este terapie pentru suflet, lucru manual. Bun, doar numele amândurora. Florina Berte. Da. Bogarul Gladiola.